Noul proiect de lege i-ar putea trimite după gratii pe cei care folosesc operele altor autori fără ghilimele și note de subsol, prezentându-le drept creație proprie. Astfel, în codul penal ar urma să fie inclus un nou articol prin care plagiatul va fi pedepsit la fel ca înșelăciunea, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Mai mult, titlul de autor obținut printr-un simplu copy-paste va fi declarat nul, iar doctorul își va pierde calitatea. Proiectul de lege va fi înaintat plenului Senatului după ce Comisia Juridică nu a reușit să formuleze o recomandare în privința inițiativei legislative. Am supus votului un raport favorabil, care nu a întrunit numărul de voturi. Am supus votului și raportul de respingere. Nici acela nu a întrunit numărul de voturi. Noi vom face un raport către plen și va decide plenul pentru că nicio variantă nu a întrunit numărul de voturi necesar, a declarat președintele Comisiei Juridice Cătălin Boboc. Proiectul de lege a fost inițiat de 24 de parlamentari ai PNL, 2 ai UNPR și unul din PSD. Potrivit proiectului, folosirea sau prezentarea ca originală a unei lucrări scrise sau a unei comunicări orale, inclusiv în format electronic, în care au fost incluse texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise ale unor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale, dacă are ca rezultat obținerea unei diplome, unui titlu universitar sau academic sau unei poziții profesionale, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, iar aceste lucrări și comunicări sunt nule de drept.